boy, de astea beau. Gluma mamei, dacă te uiți nu beau. Serios, numai Sprite-ul să beau din tot ce am primit. Serios, nu, mi-ntu, uite-te în ochii mei, serios, nu-mi. O, v-ați prins că n-am ochi. Măi, oameni buni, să vedeți ce s-a întâmplat acum câteva minute. Stăteam eu liniștit în casa mea, în vilă, mai exact am ieșit din jacuzzi, că n-am făcut asta masaj și una alta. Mă duc frumos, bag un GTA 5 cu băieții, cu fetele lângă mine, acolo, nebunie. Mă, și-mi scrie un mesaj. Bam! Mă duc, iau iPhone 8 din garaj unde e Lamborghini și îmi scrie un băiat pe nume Marius Dușa, mai exact. Bă, Bogdan Techeș. Nu. Bă, Techeș, mi-a scris ceva. Și am zis că da, și el a zis că bine. Și eu am zis că ok. Și așa mai departe. Mă, și mi-a dus, adică mi-a scris că nu, că pot să vin până la tine sau cu un coleg, că nu știu ce, bam, 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 bam. Și eu mă gândeam că vine cu o cutiuță de aia, poftim Bogdan, bam, bum, bum, m-am plecat, toată lumea e fericită. Dar nu, uitați, câta fucking coletul e aproape la fel de mare ca ceva foarte mare. No, și am zis că acest moment trebuie filmat. Așa că facem un unboxing rapid că mi se descarcă camera. Mergem să aducem ceva de tăiat această chestie. Luăm satârul. Luăm satârul să-mi bag piciorul. Perfect. Dar nu mi-a zis dacă e fragil, oare poți să ieși cu un satâr în cap. Mă mai gândesc, cum să facă ghiocănică, ghiacă, fuck you, ia, eu. O fixăm aici așa, ni? Punem tata coletelor. A, da, și pe lângă că e mare, îi zâmbat. Păi și fucking greu. Eu ori pus un câine mort, ori niște pcetre. Luăm satârul. Cum ar trebui să încet? O să vin mai de aproape? Stai să vin mai de aproape. E bine, las că e bine. Bun. Omule, mie mi-e frică să nu omor animalul de două, știi? Trebuie să stau așa să mă vedeți, nu știu, în fine. Opa, ai de capul meu. Dar nu, a, nu m-ați nimerit, băieți. Ai de cap. Nu cred, bă. Oh, stai că văd și ceva fain. Ok. De-aia așa de greu. Ai de viața mea cât e. Dă-te. Dă-te jos de pe mine, măi. Ai de cap. Uitați ce am găsit. Chestia asta, cred că e slime. Dă-te, dracul. De când îmi doream așa ceva? Deci în primul rând avem un slime, cred că nu e un șoric mort aici. Tutorial n-aveți? Uitați ce satisfying, stai să iau camera în mână. Este un, nu se vede, dar dacă le iau în mână. Deci acesta este un slime. Dar trebuie să le iau în mână. Ce dracu e asta? Oameni, ce Christopher Columb este această gelatină mișcătoare. Voi vedeți, mă? What? Ok, e bine, am ușit dracu fac cu ea. Stai, nu pleca, stați că îmi fuge camera. Nu, stai așa, cum o bag înapoi? Cum scap de chestia asta de pe mână? Dă-te, ei, nu suntem prieteni, gelatino. Ar trebui să mă spăl acum, cred că filmez numai pe lângă, da. Bun, m-am spălat de mâzgă, acum să continuăm. Ar trebui să vă arăt și wow, vi-l arăt așa și ce? Nu, stau aici. Hashtag Savage, salut Bogdanel. Ți-am făcut un colet cu de toate, numele meu este Marius Dușa pe Facebook. Dați-i ador la poza de profil. Felicitări pentru 16.214 abonați. Sper să ajungi la 100.000 de abonați, ok? PS, vezi că îmi dai banii pe colet înapoi la școală. A, dracu că am închid camera și ți-l dau de cap. Hashtag nu e Mimi, hashtag nu e Alvarez, hashtag nu e Vlad Alexandrescu. Sunt cel mai mare hater al tău pup. Ehehei, să continuăm. Ăștia-s buni. Ăștia-s buni? Ce-ați ochelari de aia de oameni savage. Chiar n-aveam, stai să mă pun la oglindă. Băi, prost, ăștia put bine, mă. Oh, sunt chiar foarte savage. Bă, tu cu mâna asta vrei să te bari, mă? Bă, eu savage. În fine, bun, nice ochelari. Let's continua că mi se descarcă bateria la cameră. Stai acolo pe colet, tanti. Bun, să continuăm. Încă o mâzgă, asta neagră. Ca sufletul meu. Acum am închis ochii, dar voi nu vedeți că am ochelari, bă. Voi n-aveți. Ai, mamă, nu ești normal. Avem o bărcuță care mi-are. Oare să dai, nu se vede. Dar o spun aici, să sperăm că se vede. Da, merge perfect. Avem un tank. Perfect, merge, mulțumesc. Încă una. Mai câte mâzgici. Am la mâzgici de mă nervează. Aici avem o bilă care nu pot să o deschid. Dau cu satărul în cap. Ok, am putut. Îi schelet de ăla care face twerk. Oh my god. Niez. Ești prost, ăsta ai Vasile, bă. Ăsta e fucking Vasile. Nu mai știți pe Vasile. Vi-l arăt acum. Vasile, mi-a fost dor de tine, puiule. Îl avem aici pe Vlad Alexandrescu. Uitați câtă mână are. Nu știu cine-i, dar e foarte drăguț, am să-l pun undeva. O pereche de șlap, noi nouți. Ce dracu, mă. 42, hai că cred că mai nimerit. Hai că facem episodul un șlapii cei noi. Perfect, mulțumesc de șlap. Dă-te, dracu, câte mâzgi mi-ai luat, omule. Acum începe greu. Un fucking box de cola. 2 fucking bucks de cola. Dar îmi pare rău să te anunț că eu nu beau cola. N-am mai băut cola de 3 ani, pentru că cola nu-i bun. Ai auzit, Ilie? Ai auzit? Nu mai bea cola. Păi și faci voi. Și tine, băi, și placi. Dar pun pariu că o să-i placă lui frate meu. Mulțumesc frumos. Continuând, avem sprite. Încă un sprite. De asta mai că beau. Așa e, în zilele cu soare. 2 pachete de gumă Hubba Bubba. Stați să vă arăt cum se face o... Până la sfârșitul episodului fac un balon. Eu dau, să fiu sigur. Bun, stai așa. Doar cum se face balon cu Hubba Bubba. Eu cred că nu m-am văzut tot episodul, așa? Se poate să nu mă fi văzut deloc, da? Nu e nicio altă problemă. Asta e adevărat. E ceva bani, aur, chestii, cap sau pajură? Haha, n-are cap și pajură. Amuzant. Și nu în ultimul rând, boi, de astea beau. Gluma mamei, dacă te uiți, nu beau. Serios, numai Sprite-ul să beau din tot ce am primit. Serios, nu, mi-intuite-te în ochii mei, serios, nu-mi. O, v-ați prins că n-am ochi. Astea o să sărbătorim noi cândva. Să fac un rezumat rapid la tot ce am primit. Deci, avem în felul următor. Avem o barcă, care merge perfect de dați. Pa. Avem un tank, care merge perfect. Pa. Bă, lasă barca. Așa. Avem 1, 2, 3, 4 mâzghe, mâzguri. Îl avem pe Vlad Alexandrescu. Avem un pachet de gumă Hubba Bubba. Avem un pachet de gumă Hubba Bubba. Cred că e gata balonul și imediat. Avem un bănuț foarte drăguț. Opa, uite camera. Îl avem pe Vasile, să nu uităm de Vasile. Aici. Și avem chestia asta. Ei, mamă. Acum a venit momentul mult așteptat. Balonul. Sunteți pregătiți? Oh, sfetul că era din mei noi, 10-10. Opa, nu e nicio problemă. Cam asta a fost, boys. În primul rând, trebuie să-ți mulțumesc ție, măi, Marius, pentru toate aceste minunății. Marius te cheamă? Da, Marius. Și, măi, oamenilor, adică ți-am mulțumit cam puțin. Trebuie să-ți mulțumesc mai mult, dar nu-s bun la emoțional, la titisme. Dar oricum apreciez incredibil de mult. Uite cu un balon. Bun, mulțumesc, mai prietene. Stai că-mi cică berile și după aia mă dați de YouTube. Astea au fost, bă, mulțumesc foarte mult. Și acum, dacă mese gumă în timp ce filmez cocalar, așa-i? Stai să fiu cocolar complet, dacă tot. Așa, mulțumesc foarte... Am gumă pe ochelari. Mulțumesc foarte mult pentru acest incredibil colet și pentru piersca care am mâncat-o, pe care am mâncat-o. Și acum, oameni buni, dacă voi vreți să mai trimiteți colete, asta e destul de complicat, pentru că, bă, nu cred că are rost să deschid o căsută poștală, pentru că nu o să fie colete și nu dau 20 de lei pe lună ca să-mi trimiteți câini morți sau căcaturi de asta, știi? Așa că dacă vreți să-mi trimiteți ceva, ori îmi scrieți în privat, ori scrieți în comentarii, da, vreau să trimit ceva, dar nu câini morți. Și dacă sunt mai multe, poate cumva printr-o magie deschid o de aia, dar nu cred. Așa că vă las cu un balon, muc să mă joc cu mâzga, muc să beau un Sprite și să editez, right? Alright. Cam atât și cu acest episod, oameni buni. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper că n-am filmat tot episodul cu camera pe lângă mine, că am așa, sunt foarte bun la făcut asta. Și vă mai fac un balon. Opa. Iar am filmat cerul. Ok, pa. Cerul, de fapt. Hai cu surba, hai toată lumea la joc. Ei, când eram tânăr odată, de neafata nechemată. Când eram tânăr odată,